Încă 110 locuri noi de parcare cu abonament vor fi disponibile în drobeta Turnu Severin. Începând din data de 26 august, severinenii își pot depune documentațiile pentru ocuparea unui loc de parcare, având la dispoziție 2 săptămâni. Începând cu data de 26 august, cetățenii pot formula către Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Drobeta Turnu Severin sau online o cerere pentru participarea la procedura de atribuire a locurilor de parcare pe domeniul public în zona blocurilor A, D și C, situate pe strada Alea Narciselor, respectiv strada Crișan, dar și din zona blocurilor C și M de pe strada Orli. E vorba de două parcări noi, cele cu numărul 128 și 129. Începând din data de 26 se depună dosarele la Direcția de Patrimoniu și dacă în parcarea 128 avem 48 de locuri, în parcarea 129 avem un număr de 62 de locuri noi, în care așteptăm severinene să-și depună dosarele în acest termen pentru a avea condiții egale la ședința de atribuire licitare. Și în ce zonă sunt? Cea 128 este în zona Crișan și Narciselor, la blocurile A, D și C. Iar 129 în zona strada Orli, la blocurile C și M. Cererile se pot găsi pe site-ul primăriei, la secțiunea tipizate, la sediul Direcției Patrimoniu sau la biroul comunicare din cadrul primăriei. Orice cetățean cu reședința în limita a 50 de metri față de parcare are dreptul de a depune dosar pentru a participa la procedura de atribuire.